Sunt unii care au spus, e, laserul ăsta nici măcar nu vindecă cancerul, nu știu ce nu face, nu sapă tunelul, nu pentru ce faceți toate aceste experimente? Care este, până la urmă, finalitatea? Pentru ca să reușești să sapi un tunel din două părți și să scazi la jumătate timpul de construcție, singurul mod în care poți să controlezi că cele două echipe sapă în direcția care trebuie și se vor întâlni, este prin astfel de telemetrie laser. Deci de la invenția lui și până în ziua de astăzi și-a găsit aplicații într-o serie de domenii, de la tehnologia informației, să nu uităm că astăzi toată informația circulă pe fibră, deja fibrele optice sunt în casa noastră și alea au laser în ele, probabil CD-ROM-urile de acum câțiva ani deja lumea a și uitat de ele, dar și alea aveau laser, până la operații. Laserul de aici este construit pentru cercetare, cu diverse direcții pe care a dorit să le urmeze. Astrofizică, să înțelegem ce se întâmplă cu Universul și de unde provine acest Univers, de unde e abundența de materiale din Univers. Accelerând particule într-un cocktail de radiații, poți să studiezi ce se întâmplă cu diverse echipamente pe care le scoți în spațiu.